Nicolae, ce faci, bă, băiatule? Ce să fac? Mă uit la meci, curăț la cocină, curăț cocină, ce pot să fac? Îți dea unul singur. Ai ce curăț cocină, doamne, fie? Ții porc? Acum nu. A venit el. Mi-a promis Dumitru că mi-aduce unul de ăla cu slănină subțire. Ții porc? De ce ții porc? De Crăciun. Să pun pe masă bunătăți de alea tradiționale, caltabo, șuncă, tobă, de alea. Ce, îl pui pătăt pe masă? A, nu, îl pun pătăt pe masă, doamne ferește, că sora mea din Dublin, verișoara din Alcala așa. Și cumnata din Lyon abia așteaptă să le trimit bunătăți. Da, da, păi vezi, tu ții porc pentru toată diaspora, mă. Vai de capul tău. Crede-mă, nu se merită. Nu merită? Nu. Dar da, slănina pe care ți-am dat-o anul trecut de Crăciun ți-a plăcut? Bun a fost, am zis cam multă boia, dar bună. Nu-ți mai dă nimeni ție slănină. Bă, fii atent. Nu, fii atent. Cu banii ăștia pe care îi dai tu pe un porc, te duci frumos la supermarket, cumperi carne, faci cărnați, cartaboș, maioș, sânjereche, tot ce vrei, mă, și faci Crăciunul în iulie. Ninge în iulie de căsătorie. Ninge... Pe... Nu zici tu rău, nu zici tu rău, dar eu știu ce bagă ăștia în... Da, în... Ce bagă, mă? Chimicale, da, asta, bă. Eu știu ce bagă în trocă la porc. Cât eu dai, știu, ia, fă un calcul, cât dai tu pe bobe, pe tărâță, pe ptită uscată, ce mi-ai cumpăr la porc? Mai nimica. 100 de lei tărâțile pe lună, aha, 150 cucuruzul, 200 grâu, așa? 100 de euro pe lună. No, mai iată, cu... 100 de euro ori 12 luni, iată cum s-au făcut 1200 de euro, tang, bang, buf, bă, cu banii ăștia scumpere, drujba nouă, bă, băiatule. Nu ține porc, că nu se merită. Drujba am, n-am pădure. Treaba ta, să nu zic că nu ți-am spus. Nu mai ține porc, că nu merită. Foaie verde de lume. Hai, mă, Nicolae, odată, mă, cât să te mai aștept așa, mă? În viața mea nu mai cresc porc, mă, m-o nenorocit. Dar pe aia a fost slănină? Caltaboșul ăla a fost... Niciun gust, nicio... Du-te, mă! Ai ajuns la vorba mea. Și să știi, n-o fost soiul bun. Nu se merită să ții. Și slănina, să știi, ai dat la acăț. Numai cât e un fum să dă, mă. Nu, tu l-ai ținut 3 zile acolo. Și, mă rog, dar oricum, nu se merită. O mers nevastă mea, o mers Mărie la hipermarket și de 100 de lei și-o umplut plasa, mă, cu caltaboș, cu cârnați de ala, cu fenicul, îți lingi brișc, așa e de bun. Ai văzut, mă, nu se mai merită ziua de aia să ții, mă, nu se merită. Nu, amu, nu, ești nu. Liber, n-ai treabă, toată ziua poți stai să belești miel. Încă nu, încă nu, de Paști. Ce? Eu n-ai cumpărat miel. Și, nu, o zis sora mea din Dublin. Cumnata din Lyon și verișoara din Alcala, zice, nu ne-ai trimis porc, trimite-ne pulpă din spate de miel. Și cât ce pulpă din spate are mielul tău? Eu nu știu, dar am luat 4 miei. 4 miei? 4 miei. Măi, omule, tu ce-mi vezi minte de lume, 4 miei, pe cât te costă pe miel? Lucernă, o tavă, sare, ce le mai dai? Nu știu, ce le dau și la curcani, că am luat și 10 curcani de un kil, îi fac de 10 până de Paști. Tu l-ai, mai, bă, dar tu chiar... Păi dacă auziți așa, sora mea din Dublin, cumnata din Lyon și verișoara din Alcala, dacă nu le-am dus porc, dacă nu le-am treaba dus ta, mie, gata, hai. Ceva trebuie să le duc. Du-te, ține tu ce vrei, că te prostezi, mă, băiatule. Ăștia suntem ouăle franceza și ardelene din 1 aprilie pe Netflix, nu? Corect. Ăștia suntem. Da. No. C'est vrai. C'est vrai, Vasile. Este interzis pentru toată lumea cu excepția riveranilor. De la patrie, ta-ra-ra-ra.